Fiți alături de noi în apărarea mediului nostru. Imaginați-vă tonele de prosoape spălate zilnic în hotelurile din întreaga lume, fără a fi necesar, dar gândiți-vă la cantitățile imense de detergenți folosiți care poluează apa. Vă rugăm să decideți singuri. Prosoapele lăsate pe podea înseamnă vă rog să le schimbați, prosoapele așezate pe suportul de prosoape înseamnă le voi folosi din nou, pentru un mediu ambient sănătos. Salut, sunt Dan Moldovan. E prima dată când fac un film în baia unui hotel, de la Venus Dana Holiday Club. Eu am văzut în ultimii 6-7 ani cam așa mesaje de genul acesta. Sunt o mulțime care sunt trecute prin tot felul de hoteluri. Întâmplarea face că acum câteva luni să citesc o carte de manipulare și ce citez eu în cartea respectivă este un fragment din cartea Arta manipulării de Kevin Dutton. Eu v-am prezentat cartea împreună cu mai multe cărți de manipulare într-un alt film în care am discutat de așa ceva și în sfârșit dau de mesajul respectiv când a apărut, cu ce ocazie a apărut. Și eu vreau să vă întreb dacă acest tip de mesaj voi îl considerați ca fiind manipulatoriu sau este un mesaj de responsabilizare, da? Manipulare versus responsabilizare. Deci Robert Cialdini împreună cu colegii lui au efectuat în 2007 un studiu memorabil. Cum ar putea companiile din industria hotelieră să facă un lucru imposibil, să-i convingă pe turiști să folosească cel puțin o dată prosoapele? Eu trebuie să vă spun, când am văzut asemenea mesaje, aveam impresia că sunt puse de Ministerul Turismului sau eu știu de vreo organizație din turism, genul ăla de mesaje, nu beți, nu fumați, pe șoșoacă nu votați. Așa am avut impresia. Dar în primăvară când am citit, mi-am dat seama că de fapt s-a pornit în urmă cu câțiva ani, da, în 2007, cursa pentru responsabilizare, pentru a nu mai folosi prosoapele o singură dată și a doua zi să le pui la spălat. Și vreau să vă citesc câteva tipuri de mesaje pe care ei le-au folosit și să vedeți care a avut impactul cel mai mare. Deci ajutați hotelul să economisească energie, ajutați-ne să salvăm mediul, fiți partenerul nostru în protecția mediului. Deci ei au împărțit în vreo 200 de camere asemenea mesaje și au verificat ulterior rezultatele. Deci în 44% din cazuri oaspeții au văzut că acest mesaj este plasat în camera lor și au refolosit prosoapele. Dar în momentul în care au spus următorul lucru, și aici o minciună, dar alăturați-vă celorlalți oaspeți și ajutați-ne să salvăm mediul. Într-un studiu efectuat în toamna anului 2003, 75% dintre oaspeții noștri au luat parte la programul nostru de economisire a resurselor, folosind de mai multe ori același prosop. Dar în momentul în care au folosit acest mesaj, au sărit până la 49%, deci de la 44% la 49%. Deci dacă aveți un hotel, dacă aveți o pensiune, puneți asemenea mesaje, pentru că sunt mesaje de responsabilizare în primul rând, nu de manipulare, eu așa le consider. Ulterior am început să mă documentez, pentru că ați văzut că și aici scrie că se folosește mai puțină apă, poluare, detergent și așa mai departe. Deci sunt costuri cu energia de spălare foarte ridicate, deci asta este într-adevăr că se spală de mai multe ori, se folosește mai mult detergent care conține tot felul de chimicale și care este dăunător mediului și chiar există, din câte am citit, și un risc de contaminare, pentru că dacă nu speri prosopul la o temperatură foarte ridicată, riști să ai anumiți microbi care nu mor prin procesul de spălare și atunci mai bine folosești de mai multe ori prosoapele. Eu vă invit să vedeți și filmul în care am discutat de cărțile de manipulare, să vedeți de ce sunt foarte folositoare, de ce vă sunt utile să le citiți, să vă deschid așa mintea și să vă uitați la canalul nostru de YouTube în continuare, pentru că o să vedeți cel puțin un film, dacă nu chiar două, făcute la mare. Și o să vedeți cum arată hotelul în care stăm noi, Dana Holiday Inn. Vă arătăm și cum arată exteriorul, cum e mâncarea, cum este stațiunea în această perioadă. Sunt Dan Moldovan și vă urez concediu plăcut, că suntem la mare!